Rulo este prieten cu băiatul șefului ținutului distracției. Învață împreună, merg la școală împreună, se joacă împreună. În ținutul distracției, ca în orice alte ținuturi, nu ai voie să traversezi strada atunci când semaforul arată culoarea roșu. Numai că acest nu ai voie e doar pentru unii. Agenții de circulație care au grijă ca nimeni să nu treacă pe roșu îl cunosc bine pe băiatul domnului Bolovan. Într-o zi, Rulo și băiatul domnului Bolovan se întorc de la școală. Discută aprins despre ora de istorie și se grăbesc. Deși văd că semaforul este roșu atunci când vor să treacă strada, se uită în stânga, se uită în dreapta, nu vine nicio mașină. Așa că traversează repede, numai că agentul de circulație îi observă. După ce le explică amândurora pericolul în care s-au aflat, agentul îi dă amendă lui Rulo, însă nu și băiatului domnului Bolovan. Cei doi pleacă acum spre casă. Sunt speriați, căci știu că s-au pus în pericol traversând strada pe roșu și înțeleg că amândoi ar fi trebuit să fie pedepsiți. De ce doar Rulo a primit amendă? Ei bine, agentul îl știa pe băiatul domnului Bolovan și de frica șefului ținutului nu l-a amendat pentru că a trecut pe roșu. Legea nu a fost aplicată în mod egal. Ce s-ar fi întâmplat dacă agentul de circulație ar fi aplicat legea în mod corect? Ar fi trebuit să-i amendeze pe amândoi?